Bună, draga mea! Sunt Luna la!. În mai, multe vor depinde de starea ta de spirit. Luna mai ar putea fi o perioadă intensă și agitată, dar în general, aceasta este o perioadă de viață destul de productivă, deoarece a doua jumătate a lunii poate aduce fructe generoase sub formă de succes și schimbări pozitive. Va trebui să lucrezi cu complexele interne. Dacă apar probleme, poți conta pe ajutorul unui prieten. În activitatea profesională, succesele sunt planificate pentru reprezentanții activei zodiei. Eclipsa de soare din 30 aprilie și eclipsa de lună din 16 mai îți vor da un impuls pentru a-ți direcționa resursele și energia în direcția corectă. Între timp, din 10 mai până pe 3 iunie, Mercur care este responsabil de contacte și comunicare, va deveni retrograd, prin urmare, te poți aștepta la o coliziune cu factorii nedoriți care încetinesc evenimentele importante. Mai mult, pe 10 mai, Jupiter care te protejează, îi se va alătura lui Mercur. Asta înseamnă că în domeniul familial romantic totul va depinde de obiectivele, dorințele și stările tale. Dragoste! poți fi inițiatorul reconcilierii sau apariției unei noi relații. Bărbații vor lua frâile puterii și vor câștiga cu succes inima cuiva. Vei dori să creezi, să iubești și să surprinzi. Ai tendința să faci cadouri, să aranjezi surprize și să faci plăcere partenerului, așa că singurătatea cu siguranță nu te amenință. Reprezentanții unei familii nu vor fi deprimați de viața de zi cu zi și de monotonie vi se va oferi ocazia să mergeți împreună într-o excursie de neuitat, iar odihna cu copiii vă va face bine. Vei descoperi viața intimă dintr-o altă latură, care îți va picta viața cu culori noi. Dacă faci parte din categoria berbecului liber, vei fi deschisă noilor cunoștințe. Aruncă complexele și îndoielile, fi binevoitoare cu noi prieteni. De la mijlocul lunii, vei fi deosebită de fermecătoare lucru ce va fi apreciată de sexul opus, sănătatea. Prima jumătate a lunii mai este periculoasă pentru tine în ceea ce privește vătămarea corporală. Ai grijă când mergi din natură, sau chiar cu mașina. Ia cu tine echipamente de protecție și o trusă de prim ajutor. Dacă pleci într-o excursie, atunci gândește-te până la cel mai mic detaliu la ce trebuie să pui în valiza de prim ajutor. Evită sporturile periculoase. Ferește-te de animale și nu le provoca la agresiune. În luna mai, trebuie să ai grijă de prevenția sistemului cardiovascular. examinează ți atent mâniul și elimină din dieta alimentele care cresc colesterolul. Nu va fi depris să faci un test de sânge biochimic pentru a te asigura că totul este în regulă. Banii În munca ta, vei obține rezultate bune dacă vei lăsa deoparte îndoielile și lenea. Noi proiecte sunt oferite celor care le vor căuta. Nu conta pe noroc. Trebuie să te bazezi pe propria inițiativă. Pentru a-ți consolida situația financiară, trebuie să comunice mult cu oamenii, să faci cunoștințe utile și să sacrifici timpul personal. Perspectiva îi așteaptă pe cei care vor să și facă singur treaba. Simte-te liberă să te ocupi de locul de muncă, dar este indicat să atragi oamenii cunoscători. Nu te aștepta la profituri rapide, totul are timpul lui. Fi deosebit de vigilentă când semnezi acte sau titluri de valoare. La începutul lunii mai, există riscul să fii înșelată. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea. Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept.